Vă salut, fraților! Vă salut și. Nu știu cum să zic, felicitări! Apar n-am, nu știu care dintre voi ați făcut, ce vrăj ați făcut, dar ce ați făcut a fost bine pentru că, după toate eșecurile astea pe care Steaua le-a înregistrat în acest playoff, uite că, totuși, nu am. Pierdut locul 2, suntem în continuare uh, pe loc promovabil și direct promovabil, și se pare că așa o să și încheiem cu, uh, acest sezon, pentru că e imposibil în acest moment ca noi să mai pierdem locul 2. Nu înțeleg, mărturisesc că nu înțeleg regulamentul acesta din liga a doua. -am, am tot citit ce au scris oamenii și au spus oamenii că uh, la egalitate de puncte, primul criteriu care se ia în considerare este clasamentul din sezonul regulat. Oricum, Steaua a, a fost peste Dinamo, DDB, uh, Oțelu, uh, CSMS, mă rog, peste toate celelalte echipe, evident că nu o să avem probleme în a ne păstra locul 2. Nu înțeleg acest regulament, dar foarte bine că el există pentru că este spre norocul nostru și atunci trebuie cred că să, nu știu, ne bucurăm, dar și să ne felicităm între noi pentru că am reușit um, să facem o performanță de a termina pe doi și chiar este o performanță pentru că niciodată o echipă nu a fost așa de hăituită, așa de atacată Așa de lovită cum a fost Steaua în, aceste, în acești ani și mai ales în acest sezon și în acest playoff, când în fiecare articol scris în presă despre clubul nostru s-a spus că nu are voie să promoveze, în fiecare săptămână au fost publicate articole care spuneau prostii, minciuni despre clubul Steaua. Tot timpul ne, pre ne era prezentată uh, uh, situația de la clubul nostru ca una fără speranțe și așa și mai departe. Știți și voi foarte bine ce s-a întâmplat doar cu legea sportului. Când a fost vorba să se schimbe legea sportului, au nebunit cei din presă, au început uh, să facă campanii anti-schimbarea legii sportului. Apoi, uh, când uh, au apărut avizele negative, ați văzut că au sărit repede să raporteze că vezi, Doamne, s-a dat aviz negativ și așa mai departe. Despre procesul pentru Palmares, unde a fost dată motivarea deciziei, nu vorbesc deloc. Deci, nicio echipă în toată istoria asta a fotbalului nu cred că a fost mai uh, atacată ca Steaua. Nu cred că a existat vreo echipă care să reușească să facă față la atât de multe atacuri și ghinioane. Și trebuie să spunem că, din păcate, au fost aceste atacuri și ghinioane și din interior, pentru că steaua a fost sabotată, din păcate, de proprii jucători care au aruncat câteva meciuri știu că unii dintre voi nu o să fie de acord cu ce spun acum, dar asta este părerea mea și eu cred că am dreptul să mi-o spun. Eu am văzut non-combat la multe meciuri din acest playoff. Cu siguranță, meciul cu Dinamo DDB, pe care l-am pierdut rușinos cu 3 la 0, a fost o dovadă de non-combat, nici nu vreau să stau să mă gândesc nici nu, și nici măcar să nu vină cineva și să-mi spună nu, nu, Dinamo DDB a fost echipa mai bună pentru că e mai valoroasă, că nu cred așa ceva. M-am uitat la tot acest sezon de Liga a doua, am selectat echipele pe care eu am crezut uh, că le vom vedea și în play-off, una dintre ele a fost Dinamo de Bine, aici trebuie să fac o corectare. N-am crezut că o să-i vedem în playoff, dar m-am uitat așa numai spre satisfacția mea. Și am fost foarte puternic satisfăcut, ca să spun așa, pentru că această echipă nu juca nimic. Această echipă se chinuia. De asta n-a fost o surpriză pentru mine că i-am bătut în sezonul regulat cu 2-1 și că i-am bătut cu 2-0 în turul play ului este o surpriză că ne-au bătut ei cu 3-0 acum. Și este o surpriză cât se poate de neplăcută. Deci a fost atât de multe probleme pentru Steaua încât nu-și poate imagina cineva. Doar în acest an, dacă punem și problemele din anii trecuți, e, realizez că e un miracol că noi am terminat pe locul 2 în acest sezon. Un loc care duce direct în uh, Liga 1. Și tocmai pentru că este un miracol, pentru că Dumnezeu ne-a pus mâna în cap, eu cred că acum noi, suporterii, ar trebui să facem tot posibilul să profităm de oportunitate, de norocul ăsta care eu nu știu dacă îl vom mai întâlni vreodată. Eu sincer vă spun, nu cred că vom mai avea parte de o furtună perfectă așa cum a fost aceasta. Nimic nu a mers pentru noi în playoff. Nimic. Am pierdut 18 puncte din 27. Două treimi din punctele puse în joc în primele nouă etape din play-off au fost pierdute de steaua. Două treimi. când pierzi două treimi din punctele puse în joc într-un playoff, e aproape imposibil să rămâi pe un loc care te duce direct în liga 1. Într-o ligă superioară, dacă vorbim la modul general. Și totuși, noi am reușit pentru că atât de slabe sunt aceste echipe cu care am intrat noi în playoff, încât ele s-au încurcat când puteau să ne o facă nouă. Oțelul putea să ne o facă de mai multe ori. S-a dovedit că am avut dreptate când am spus că este o echipă slabă. Este o echipă foarte slabă, Oțelul. Este foarte slabă. Noi nu trebuia să pierdem acel meci de la Galați. Dinamo DDB la fel, o echipă extrem de slabă, extrem de slabă. Cu foarte mare noroc a ajuns în play și eu zic că și fiind împinsă de la spate de FRF și cu foarte mare noroc a făcut și puncte în acest playoff. Pentru că meciurile de debiștilor cu Oțelul și meciul ăsta cu noi Astea sunt pentru mine destul de suspecte. Destul de suspecte. Dar asta este. E totul spre binele nostru. Nu avem de ce să ne plângem foarte bine că au făcut așa. E nașpa că am avut emoții. Puteam să rezolvăm acest play mult mai repede. Puteam să le rezolvăm dacă băteam la Buzău. Puteam să fie rezolvat deja dacă băteam după Buzău, dacă băteam și la Dej, dar singuri ne-am făcut viața grea în acest play -off. Și chiar și așa, după toate suferințele astea, Dumnezeu tot ne-a pus mâna în cap și, nu știu, a arătat că El vrea ca steaua să promoveze. A arătat, exact, eu nu am alte explicații, nu știu voi dacă aveți alte explicații, dar eu nu eu nu pot imagina cum s-a întâmplat ca echipa noastră să termine pe locul 2, în condițiile în care a pierdut atât de multe puncte în playoff, în condițiile în care ne-au atacat atât de mulți oameni, în condițiile în care sunt atât de multe scandaluri în jurul nostru. Și bineînțeles, probabil că unul dintre voi o să se gândească acum că vorbesc despre uh, cel mai nou conflict talpan cu oprița. Nu, nu mă refer la asta, mi se pare o copilărie ce s-a întâmplat acolo. Uh, vina principală este a lui Oprița, pentru că el n-avea de ce să facă public uh, o discuție privată. Adică, nu știu cum să vă spun, uh, și pe mine m-au sunat oameni de-a lungul timpului și m-au înjurat, dar pentru aia nu m-am dus nicăieri să mă plâng. Că Talpani a cerut demisia așa și la ce are putere Talpan să ceară demisia antrenorului de la fotbal n-are. Vrea să închidă frumos și să îl blocheze dacă asta și-a dorit, și gata să-și vadă de treaba lui. Nu știu, așa, mie mi se pare că Oprița a dat știrea asta doar ca să mute um, atenția de la înfrângerea cu DDB. Reflectă prost asupra lui. Și eu l-am susținut pe oprița, știți foarte bine că în acești ani l-am susținut. L-am susținut când uh, uh, mulți au fost împotriva lui. Îl susțin și acum pentru că în continuare mi se pare un antrenor bun. Dar mi se pare stupid că a ieșit uh, cu. ca să pornească acest conflict cu Florin Talpan, care putea să fie evitat dacă el tăcea din gură. Adică oprița dacă era băiat deștept, tăcea din gură o zi, 24 de ore, Buzău bătea oțelul și oprița era pe locul 2 și nimeni nu mai putea să-i spună nimic. Dar așa a pornit acest conflict care nouă ne face probleme. Și ne face probleme pentru că noi avem nevoie de toată lumea să muncească și să tragă în aceeași direcție acum. Am terminat pe locul 2. Acum trebuie să fim uniți, toți, suporterii, conducerea, jucătorii, antrenorii, toți. Trebuie să fim uniți și să mergem mai departe să asigurăm promovarea. A fost o copilărie din partea lui Oprița asta. A fost o greșeală și din partea lui Talpan că i-a răspuns. Însă, Talpan se poate vedea foarte ușor că nu trece prin cele mai bune momente în, acest, în aceste zile, săptămâni. Omul este clar supărat, este nervos și pe bună dreptate pentru că și el a fost supus sub ace, la aceeași presiune puternică la care a fost supus și Oprița. Eu înțeleg pe amândoi. Că nu i-a convenit lui Oprița să citească în fiecare zi în ziar că nu are drept de promovare și că muncește degeaba. Nu i-a convenit, sunt, sunt sigur de chestia asta. Așa că nu i-a convenit nici lui Florin Talpan să vadă cum este umilit și tratat uh, cu lipsă de respect în condițiile în care el are atât de multe rezultate excelente. Și-a avut, nimeni nu poate să vină și să spună, bă, Talpan a dat o cu procesul respectiv sau cu nu știu ce. Nu! Alpan a câștigat toate procesele pe care le-a avut. Deci oamenii ăștia doi trebuiau să fie maturi și să-și vadă de treburile lor. Și foarte important, acum trebuie să lase de la ei și să meargă împreună. Să meargă împreună, nu știu, să, să, să se împace pentru că sunt bărbați în toată firea oameni maturi, vaccinați, să, să, se întâlnească la club, să vorbească față în față între patru ochi, nu știu, să-și dea palme dacă e necesar. Să-și ceară fiecare scuze, pentru că nu cred că le cad stelele din frunte dacă își cer scuze unul de la celălalt. Amândoi au greșit. Da? Să-și ceară scuze, și să meargă și să, să rezolve mai departe ce e de rezolvat. Și, uh, dacă este să arătăm cu, cu degetul către cineva, scuzați-mă, acela este managerul secției de fotbal. Care în toată ecuația asta, el e necunoscut, pentru că nu-l vedem. Andrei Cian trebuia să fie prezent în toate evenimentele astea din play-off să comunice cu suporteri să aibă grijă ca lui oprița să nu-i lipsească nimic ca, ca jucătorii să fie motivați ca uh, ofertele de contracte să fie trimise către fotbaliști mie nu-mi convine uh, am citit un, uh, un răspuns dat de oprița astăzi care uh, într-un fel s-a contrazis zicea ceva de genul Um, noi avem toate condițiile necesare, am avut toate condițiile salariile au fost plătite la zi, am avut condiții excelente de antrenament, dar au fost unele lucruri care au lipsit unele lucruri care la privați nu uh, uh, nu, ar fi, nu ar fi lipsit niciodată și se făcea referire omul la faptul că uh, contractele sunt negociate de abia după finalul sezonului bun Andrei Cian putea să intervină în acest caz și să-i asigure pe jucători. Ascultați-mă, asta este politica la noi, negociăm la sfârșitul sezonului, dar în cazul în care am promovat, eu vă garantez că aveți fiecare prelungire a contractului. Care vreți să mai continuați cu, voi, cu noi, că probabil că unii dintre voi ajungi la o anumită vârstă, nu o să mai vreți să continuați. Nu-i nimic, vă găsim loc în staful tehnic. Așa treia să vină Cian și să spună. Apoi a zis oprița ceva de prime. Mă scuzați, domnul oprița, dar aici ați greșit. Nu aveți ce să discutați de prime după 0 la 3 cu Dinamo DDB. Aici pe mine m-ați enervat un picuț. Nu, nu putem să discutăm despre prime. Nu putem să discutăm despre primele des, după 1 la 5 cu Iași, după 3 la 2 cu după 2 la 3 cu Oțelul, după 0 la 3 cu Dinamo DDB. Nu putem, ăstea nu, eu nu vreau să aud așa ceva. Că pe mine nu mă plătește nimeni, nu -mi nu-mi dă nimeni bonus dacă nu mi ating obiectivul la muncă. Toată lumea, cred că toată lumea, da, cred că și voi cei care ascultați acum, cred că voi, dacă nu vă faceți treaba, nu vă acceptă directorul scuzele că n-ați fost destul de motivați, că n-ați avut bonus. Nu vă dă afară. O să vină directorul și o să spună v-am plătit salariile la timp. Da. Păi atunci, de ce nu v-ați făcut treaba? Nu v-ați făcut treaba? La revedere. Ce bonusuri? Ce bonusuri vor jucătorii? Noi am pierdut 18 puncte din 27 și ei vorbesc despre bonusuri. Sau care era treaba? Că nu, asta mie îmi pare a șantaj. Îmi cer scuze că am făcut această paranteză, dar chiar am fost un pic revoltat când am auzit asta. Adică jucătorii au ajuns în play-off și în play-off n-au mai jucat pentru că n-au avut prime, dar au avut salarii. Salariile au fost plătite. La zi, care a fost problema? Ei joacă numai pentru prime? De ce există salariu dacă ei joacă doar pentru prime? Nu, nu mi-a convenit asta. Vă spun sincer. Vă spun sincer, pentru că asta sună a... Trădare. Sună a șantaj și sună a trădare. Cel puțin în urechile mele. Și n-ar fi trebuit să se pună problema așa. Problema ar fi trebuit să se pună în ceea ce vrește primele, la sfârșitul sezonului, după ce obiectivul era atins. Nu în timpul off ului ca să convingi tu, ca să forțești tu mâna conducerii să-ți dea prime, că altfel pierzi meciuri. Nu. Aici e greșit. Dar revin la ale noastre. Avem o foarte mare oportunitate acum. Avem posibilitatea de a ajunge în Liga 1. Suntem la un milimetru distanță. Un, milimetru, un pas mai trebuie să facem. Jucătorii, antrenorii, conducerea, suporterii, ministerul, toată lumea din jurul acestui club trebuie să facă acum tot ce se poate ca să promovăm tot e atât de simplu că nu ne mai permitem să ne batem joc nu ne mai permitem să nu știu ce da, toți ar trebui acum să mergem frumos să ne întâlnim, să ne înțelegem și să rezolvăm promovarea stelei eu n-am înțeles atitudinea suporterilor steliști care s-au întors împotriva lui Talpan așa Bă, Talpan are niște rezultate pentru club. eu am înțeles, sunteți pro-fotbaliști și pro-antrenori, așa au fost suporterii mereu, dar uh, Florin Talpan are și el niște rezultate pentru clubul ăsta din 2014 și până acum l-ați tot distribuit de fiecare dată când câștiga un proces Acum nu, nu mai sunteți alături de el. Acum i-ați întors spatele pentru ce? Că s-a dus la fanatic și nu v-a convenit? Sau că a, a urlat la Ioana Cosma? Sau că l-a sunat pe oprița? Asta mi se pare deja un, un lucru de căcat. Adică suporterii n-ar trebui să se bage în lucrurile astea. Suporterii ar trebui să fie echidistanți. Suporterii ar trebui să fie ăia care să încerce să i împace pe oprița și pe talpan. Nu ăia care să -ale, aleagă tabere. Oh, eu mă duc cu oprița pentru că... Pentru că oprița ce? Pentru că oprița ce? Că asta nu înțeleg eu. Talpan nu poate câștiga meciuri. Oprița nu poate câștiga procese. În cazul în care nu v-ați prins, ca să promovăm în Liga 1, avem nevoie și să câștigăm meciuri și să câștigăm procese. Oprița și-a făcut partea lui. Da? Nu, nu putem să zicem că nu. Oprița și jucătorii și-au făcut partea lor, au câștigat meciurile. Cu greu, dar le-au câștigat și-au asigurat locul ăla. Acum e rândul lui Talpan. Eu nu înțeleg suporterii steliști. Vă, vă băgați picioarele în omul ăsta când noi avem nevoie de el? Chiar nu pricep. Talpan a spus de atâtea ori că nu are niciun fel de motivație, nu e motivat deloc ca să-și facă treaba, pentru că îl atacă ăia din minister, îl atacă colegii lui, îl atacă presa, îi iau din bani și acum și suporterii încep să-și bată joc de el, fix când avem nevoie de Florin Talpan ca să ne scoată din acest ultim. Ultim, din această ultimă mocirlă? Putem să scoatem și noi capul, să nu mai să, să și acum începem? Că ce? Că nu vă place vocea lui Talpan? Sau că nu vă place că nu s-a dus la scutariu în emisiune? Astea sunt problemele voastre, bă? Atâta, atât sunteți de bătuți în cap, încât, atât sunteți de aroganți încât vă, nu vă puteți pune pe voi pe locul 2? Puneți, bă, măcar odată clubul ăsta pe primul loc, Că scați ochii și înțelegeți că nu se poate. Fără talpan și oprița nu se poate rezolva treaba asta. Și voi ce faceți? Vă, vă apucați și alegeți tabere? Ce? Ați crezut că gata, s-a terminat cu procesele? Nu, nu s-a terminat cu procesele. Vedeți că săptămâna asta, nu știu dacă s-a judecat sau dacă o să se judece, Talpan merge să reprezinte steaua în procesul ăla prin care Vecar încearcă să obțină anularea mărcii steaua. Că vă place sau nu, e necesar să fie Florin Talpan acolo. Că ăla e un proces important. Nu vă apucați să-l înjurați pe omul ăsta. Pentru că încă avem nevoie de el. Pricepesc chestia asta, Steau are nevoie de el. Cum are nevoie de oprița? Nici n-am zis că nu are nevoie și nici nu vreau să se interpreteze că ăsta. Eu, dacă am criticat, eu cred că îmi permit să critic. Dar am criticat fără să dau un cap. Să fie foarte clar. Dacă aș fi comandantul clubului, eu l-aș lua pe oprița deoparte și aș face critici. Și aș reproșa niște lucruri. I-aș repro reproșa, de exemplu, că a pierdut vestiarul. Asta nu înseamnă că l-aș da afară. Nu l-aș da afară, i-aș reproșa aceste lucruri și l-aș ruga să încerce să îmbunătățească capitolul ăsta. Pentru că el este un antrenor tânăr, încă este în dezvoltare. Eu nu, nu mă aștept ca oprița să fie Alex Ferguson la 40-41 de ani. Dar nici să, să vină cu din astea așa, nu știu mie nu mi-a plăcut atitudinea asta a lui uh, niciodată nu și-a asumat răspunderea pentru niciunul dintre rezultatele slabe chiar niciodată nu a fost vina lui totdeauna, ba jucătorii au fost de vină, ba acum Talpan mie mi se pare un pic penibil, adică ok, ai susținerea mea nu trebuie să fii atât de arogant și să spui că tu ești perfect, pentru că eu văd că nu ești perfect și nu mă deranjează că nu ești perfect. Nu, chiar deloc. Îmi place antrenorul Oprița, consider că este un antrenor foarte bun, în continuare consider că este cel mai bun antrenor din România. Eu cred că dacă omul ăsta i-ar da cineva uh, un buget excelent uh, pe mână, ar face o echipă trăznet, care ar domina campionatul. Dar dacă. Te minți singur că tu ești omul perfect, că nu ești. Aia n-are cum să fie bine pentru tine. Cum evident nu -are, are cum să fie bine pentru Talpan, dacă continuă să fie atât de nervos și să se certe cu toată lumea, n-are sănătatea lui, n-are cum să fie în regulă, dacă continuă așa. Eu îl înțeleg, e stresat, e foarte multă presiune pusă pe el, îl înțeleg. Nu-i nu are cum să-i facă bine dacă lasă tot acest stres să-l afecteze. Și noi nu facem bine, noi suporterii nu facem bine ca alegem tabere. Sunt foarte mulți, am văzut în aceste zile foarte multe comentarii împotriva lui Talpan din partea suporterilor. Suporteri care pur și simplu parcă abia așteptau să-l atace. Abia aștepta un momentul ăsta să poată să-și verse frustrările. Au fost și deci, comentarii pline de răutate și frustrare. Astea nu sunt comentarii pe care le dă un om care pur și simplu acum a, 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 a nu știu, a văzut ceva la talpan și nu i-a plăcut. Că -a, a, aflat că talpan votează cu PSD sau așa ceva. A, votez cu PSD? Mai, du-te, du Nu. Nu, astea sunt uh, răutăți. <coughs> răutăcisme, cum ar spune unii. Pe care oamenii le-au ținut în ei foarte mult timp. <coughs> Și foarte mult timp n-au zis nimic, probabil, de frica ca nu cumva ceilalți oameni să <coughs> vadă adevărata lor față. A fost o, o parte a lor pe care au ascuns-o ca să-i inducă pe ceilalți în eroare, să creadă ceilalți că ei sunt uh, alături de talpan, când evident că nu erau. Și acum se vede, nu, oameni, oamenii ăștia când. Am, am citit anumite lucruri cât se poate de Plus atacurile la adresa prietenei domnului talpan, mi se, pare, mi se pare acestea de atât de mare prost gust. E incredibil, nu, nu o cunosc pe respectivă, nu am nicio treabă cu ea, vă spun sincer, dar. Am înțeles că este o persoană care E foarte. Um, um, cum să spun eu. Um, conflictuală pe Facebook. Îi place și ei să uh, se certe pe Facebook, ok, dar asta nu văd de ce iar face pe suporteri să, să recurgă la atacuri la adresa ei. Mi se pare penibil, mă să te apuci să vorbești cu o femeie, despre o femeie, nu, e, e, jenant, mă. E ca atunci când rapidicii s-au dus să o înjure pe Cristina. bă, e femeie. Ignorați-o, mă. Dacă nu vă place ce zice. așa să te apuci să... Ce? Să vorbești aiurea numai? Să, să o folosești ca exemplu că ce? Că talpan e nașpa? Păi da, talpanul poate controla pe respectiva. E și ea om, gândește, face ce vrea, la fel ca voi. Voi ar trebui să vă controlați pe voi, nu să cereți ca alții să fie controlați. Că uitați că asta e problema la noi. Noi nu ne putem controla, noi suporterii, nu ne putem controla. Nu putem să strângem rândurile acum când e cel mai important și să zicem, bă, mai este un centimetru până la finish line. Un centimetru infect. Hai acum să ne unim toți forțele și să facem pușul ăsta, ultimul puș, ca să trecem de uh, finish line. Ce e așa de greu? Chiar acum nu putem. Dacă acum nu putem, când o să putem? Nu o să putem niciodată. Dacă acum nu putem, nu o să putem niciodată. Deci dacă acum nu suporterii stelici nu se mobilizează să meargă la club, să ceară, unitate, să ceară ca toți cei de acolo să pornească munca asta pentru Steaua București, pentru a asigura promovarea Stelei București, nu are rost să mai zicem vreodată că noi suntem cei mai frumoși suporteri din țară, cei mai special, cei mai nu știu ce, cei mai semper superiore și nu știu ce. Aici putem să oprim totul, să închidem taraba și să ne vedem fiecare de ale noastre. Dacă acum, dacă acum nu reușim să ne mobilizăm, dacă acum încă mai vin unii cu prostii și cu aere de asocieri, și nu mai știu eu ce, ne merităm soarta și gata, n-are rost să mai discutăm, n-are rost să mai discutăm despre steaua, n-are rost să mai vorbim de fotbal, să ne mai uităm la fotbal, lăsați să închidă steaua, pentru că asta vor să facă cei din ne vor să închidă secția de fotbal, vor să-l aducă pe Becali în Ghencea, lăsați să o facă, ca să nu, că nu mai are rost. Dacă acum nu putem să ne mobilizăm ca să ajutăm steaua să promoveze, n-are rost să mai discutăm vreodată, punct. E atât de simplu și pentru mine, vă spun sincer, este ultimul mesaj pe care îl mai transmit suporterilor steliști. Este ultima rugăminte din partea mea pentru suporterul stelist. Ne-a pus Dumnezeu mâna în cap, în ciuda tuturor nenorocirilor, ghinioanelor și atacurilor care au fost asupra noastră. Noi am reușit să terminăm pe locul 2. E un miracol. Dacă noi nu profităm de acest miracol, acum nu are rost să ne mai batem capul cu acest club. Nu are rost să mai stăm pe lângă acest club. E ultima. Acum trebuie să facem. Altfel, nu are rost. Și cu asta închei, fraților. Asta vreau să vă rog. Hai să fim uniți. Hai să uh, încurajăm oamenii ăștia să meargă la ta, să facă tot ce trebuie pentru a asigura promovarea stelei. Pentru că dacă acum nu facem, altă dată nu o să mai fie. Eu așa simt. Eu nu cred că o să mai fie altă dată. E bine că Steaua a terminat pe doi, Doamne ajută să meargă bine și în continuare. Noapte bună și forța Steaua.